Clienții care vor o locuință trebuie să vină cu cel puțin 35% din valoarea acesteia dacă vor să ia un credit imobiliar. Bancherii au găsit și motiv, spun că se tem că nu-și vor mai recupera banii din împrumuturile date, în cazul în care românii vor putea să predea casa băncii și astfel să scape de restul datoriei, așa cum prevede legea dării în plată. Pentru mulți, avansul de 35% cerut de bancă poate fi un prag greu de trecut. La un credit de 225.000 de lei, clientul băncii ar trebui să vină de acasă cu 79.000 de lei. Anul trecut, aceeași bancă cerea un avans de doar 15% la credite ipotecare în lei. Impactul ar fi puternic și în piață. Programul Prima Casă ar putea dispărea din cauza legii dării în plată, amenință bancherii. Unii dintre ei încă se mai gândesc dacă vor mai da sau nu credite garantate de stat. Ar fi naiv să credem că dacă implementăm principiul de dare în plată, asta nu ar avea un impact asupra politicii de creditare a băncilor, și sunt convins că celelalte bănci au dispus măsuri similare. Nici oficialii ai băncii naționale nu sunt mai optimiști în ceea ce privește programul Prima Casă. Despre creditul Prima Casă v-aș propune să nu vă mai gândiți. Nu va mai exista din prima secundă și nu va mai exista din cauza că nu va mai putea fi executată garanția statului. De curând, inițiatorul legii dării în plată a modificat prevederile inițiale. Noul text prevede că vor beneficia de lege doar cei care au luat credite pentru locuințe sau terenuri, nu și dezvoltatorii imobiliari sau cei care au făcut împrumuturi pentru firme. O altă modificare prevede că cei care au poprire pe venituri se pot adresa instanței pentru ștergerea datoriei rămase.